Bine ați revenit la 5 minute despre. După cum ați văzut în prima parte a acestei miniserii, în anul 1849, Fizeau a reușit pentru prima dată în istoria fizicii să măsoare viteza luminii printr-un montaj experimental, adică prin mijloace tehnice. 12 ani mai târziu, matematicianul și fizicianul scoțian James Clerk Maxwell a reușit să unifice teoria fenomenelor electrice și magnetice într-un set de 4 ecuații. Această realizare este considerată a doua mare unificare din istoria fizicii, după prima, care a constat în unificarea mecanicii cerești cu mecanica terestră și care a fost făcută de Newton. Ecuațiile lui Maxwell prevedeau existența unor unde electromagnetice și permiteau chiar calculul vitezei acestor unde. Când a făcut calculul, Maxwell a obținut aceeași valoare pe care Fizeau și alții care au măsurat între timp viteza luminii au găsit-o pentru lumină. Așa că Maxwell a tras concluzia că lumina este o undă electromagnetică. Dar apare întrebarea: față de cine are lumina această viteză, viteza pe care o arată ecuațiile lui Maxwell? În acea vreme, în afară de lumină, erau cunoscute doar unde mecanice, de pildă sunetul, iar undele mecanice se propagă întotdeauna printr-un mediu, au nevoie de un mediu ca să se poată propaga. Când într-un film științifico-fantastic se vede o navă cosmică care trece prin spațiu și se aud motoarele din exterior de la distanță, acel film încetează a mai fi un film științifico-fantastic și rămâne doar un film fantastic, pentru că sunetul nu se poate propaga prin nimic, deci nu există sunete în vid. De aceea, fizicienii au presupus că trebuie să existe un mediu prin care trebuie să se propage lumina. Și au numit acel mediu eterul luminifer, iar viteza luminii, calculată din ecuațiile lui Maxwell, ar fi viteza ei față de acest eter, așa cum viteza sunetului este viteza lui față de aer. Acest eter trebuie să umple întregul univers, pentru că observațiile astronomice ne arată că lumina poate să ajungă la noi de la distanțe enorme și din toate direcțiile. De aceea, mulți fizicieni considerau că eterul luminifer ar trebui să fie un sistem de referință absolut. Ar trebui să măsurăm vitezele corpurilor cerești față de acest eter luminifer. Aceste viteze ar fi atunci viteze absolute, n-ar mai fi viteze relative. Dar cum am putea măsura viteza unui corp față de eter? Să facem o comparație cu mișcarea față de aer. Să presupunem că suntem pe platforma unui vagon de marfă și că acest vagon de marfă se mișcă spre dreapta, uniform, cu viteză constantă. Pe platformă avem o sursă de sunete, un difuzor, care este în același timp și un detector de sunet, și un paravan. Sursa emite la un moment dat un sunet, care se propagă până la paravan, se reflectă și se întoarce. Dacă avem un cronometru electronic care pornește când sursa emite sunetul și se oprește când sunetul reflectat ajunge înapoi, atunci putem măsura timpul necesar sunetului să parcurgă distanța de la sursă la paravan și înapoi. Dar după cum veți vedea, acest timp depinde de viteza cu care se mișcă vagonul față de aer. Să vedem ce se întâmplă la propagarea sunetului spre paravan. Vom face un scurt calcul. Nu vă speriați, este un calcul foarte simplu și ușor de înțeles, trebuie doar aritmetică de gimnaziu. Notăm viteza sunetului față de aer cu C mic, pentru că e constantă față de aer, viteza vagonului față de aer cu V mic și distanța de la sursă la paravan cu L. Ce distanță trebuie să parcurgă sunetul ca să ajungă de la sursă la paravan? Dacă vagonul n-ar fi în mișcare față de aer, distanța aceasta ar fi L. Dar pentru că vagonul se mișcă spre dreapta în timpul propagării sunetului, să notăm acest timp cu T mic 1, paravanul se îndepărtează
de locul în care era inițial, cu o distanță care se poate calcula înmulțind viteza vagonului cu timpul T1. Așa că sunetul va avea nevoie, ca să ajungă la paravan, să parcurgă distanța L plus V ori T mic 1. Și dacă notăm distanța parcursă de sunet cu C mic ori T mic 1, adică viteza ori timpul, avem ecuația C ori T1 este egal cu L plus V ori T1. Și de aici rezultă că T1 este L împărțit la C minus V. Când sunetul se propagă în sens opus, adică de la paravan spre sursă, spre detector, are de parcurs o distanță mai mică decât distanța L, pentru că acum sursa detector se mișcă spre locul din care vine sunetul. Făcând același raționament ca mai înainte și aceleași calcule, încercați, e ușor, găsim că timpul de întoarcere a sunetului este L împărțit la C plus V. Și asta înseamnă că timpul total de propagare a sunetului, dus întors, este T mic 1 plus T mic 2. Și dacă facem calculul, găsim că el este 2LC supra C pătrat minus V pătrat. Acum presupuneți că nu știm ce viteză are vagonul față de aer, dar măsurăm timpul necesar sunetului să parcurgă distanța de la sursă la paravan și înapoi. Dacă vă uitați la formula acestui timp, vedeți că în această ecuație, singura necunoscută, dacă știm timpul, este viteza vagonului față de aer, ceea ce înseamnă că putem măsura viteza vagonului față de aer, măsurând timpul necesar sunetului să parcurgă dus-întors distanța de la sursă la paravan. Și acum putem face o analogie. Dacă în locul vagonului avem pământul, în locul aerului avem eterul luminifer și în locul sunetului avem lumina. Atunci, folosind același principiu, am putea calcula viteza pământului față de eter, măsurând timpul necesar luminii să parcurgă o anumită distanță dus-întors. De data asta, sursa ar trebui să fie o sursă de lumină, iar paravanul o oglindă. Și dacă vom măsura timpul necesar luminii să parcurgă distanța de la sursă la oglindă și înapoi, vom putea calcula viteza Pământului față de eter, adică viteza absolută a Pământului. Primii care au făcut un experiment pe baza acestui principiu, cu scopul măsurării vitezei Pământului față de eter, au fost Albert Michelson și Edward Morley în Statele Unite ale Americii, orașul Cleveland, în anul 1887. Experimentul folosea o aparatură extrem de sensibilă pentru timpul respectiv, piesa principală fiind un interferometru, adică un aparat cu ajutorul căruia putem, prin intermediul fenomenului de interferență a luminii, să calculăm cu cât rămâne în urmă o rază de lumină față de alta. Pentru ca măsurătoarea să nu fie perturbată de trepidații și vibrații, aparatul a fost montat pe un bloc de gresie care plutea pe Mercur, așa cum vedeți în fotografie, iar circulația vehiculelor a fost oprită în oraș pe timpul experimentului. Dar, indiferent de poziția interferometrului, timpul necesar luminii să parcurgă o anumită distanță dus-întors s-a dovedit a fi același. Deși Pământul trebuie să fie în mișcare față de eter, pentru că, așa cum vedeți în desen, dacă nu s-ar roti în jurul Soarelui, ar cădea pe Soare. Prin analogie cu experimentul făcut cu sunetul, s-a spus că experimentul Michelson n-a putut pune în evidență vântul de eter, adică n-a putut pune în evidență mișcarea Pământului față de eter. Experimentul Michelson-Morley este celebru în istoria fizicii pentru că, deși a avut un rezultat negativ, el n-a putut pune în evidență mișcarea Pământului față de eter, n-a putut să calculeze ce viteză are Pământul față de eter. Experimentul a demonstrat că și rezultatul negativ în cazul unui experiment bine făcut
poate duce la progres în cunoaștere. Și în cazul acestui experiment a fost vorba despre un progres imens, pentru că rezultatul acestui experiment a condus la teoria relativității. Dar despre asta voi vorbi în Viteza Luminii, partea a treia. Până atunci, la revedere!